Salut! Sunt Vlad, ne aflăm la Centrul de Sănătate Dumbrava și te invit să pornim într-o călătorie. Intri în hotel, clădirea principală destinată cazării oaspeților noștri. La recepție ești întâmpinat cu un zâmbet cald și larg, iar mai apoi te îndrepți către camera de hotel. Spațioase, atent amenajate, îți oferă întreg confortul de care ai nevoie. Acestea au paturi matrimoniale și paturi de o singură persoană în diferite combinații, astfel încât să se potrivească cu nevoile tale. Capacitatea totală de cazare a hotelului este de 70 de persoane. Pe coridorul ce duce către baza de tratament, te întâlnești cu Laura, managerul Centrului de Sănătate. Deși acest coridor a fost construit din motive ce țin de funcționalitate, odată cu finalizarea lui, coridorul a devenit unul dintre cele mai îndrăgite spații ale Centrului de Sănătate Dumbrava. Lambriul din lemn transmite multă căldură. Ferestrele de pe ambele laturi permit conectarea cu natura, indiferent de vremea de afară. Priveliștile de care ai parte în timp ce stai liniștit pe canapea îți încântă privirea. Iar mesajele de pe pereți deschid ferestre către lumea interioară a năzuințelor și idealurilor înalte. Vila 1 este o altă clădire destinată cazării oaspeților Centrului de Sănătate Dumbrava. Aici cadrul este mai intim, camerele sunt puțin mai mici, unele fiind mobilate cu un pat matrimonial, iar altele cu două paturi de tip single. Capacitatea maximă de cazare în Vila 1 este de 30 de locuri. Pentru baza de tratament folosim o clădire întreagă, astfel încât orice pacient să se bucure de spațiu generos pentru fiecare procedură. La Demisol se fac majoritatea procedurilor de hidroterapie, fie băile alternante de picioare, de șezut, de mâini, de față și, preferatele mele, băile alternante generalizate. De asemenea, folosim căzi speciale dotate cu hidromasaj pentru ameliorarea durerilor musculare și articulare. Folosim tot în scop terapeutic și două saune, una uscată și cealaltă umedă. N-am uitat nici de salină. Pentru afecțiunile respiratorii, aerosolii salini sunt mai mult decât benefici. Toate cabinetele se află la parter. Unele sunt destinate medicilor pentru consultații și ecografii, iar altele sunt pentru măsurători, recoltări, EKG, consiliere. Tot la acest nivel este și piscina, locul în care gimnastica subacvatică mărește mobilitatea și arde ceva calorii. La etaj se află camerele pentru masaj și împachetări, precum și paturile de masaj mecanic, bicicletele și plăcile de vibromasaj. Mansarda însă vine și cu priveliști deosebite care creează un cadru numai potrivit pentru citit. Și chiar dacă clădirea are 3 niveluri, totuși ne bucurăm de terapia cu soare în orice colțișor. Ca o extensie a bazei de tratament este sala de sport, un loc în care în fiecare dimineață se poate face gimnastică atunci când vremea nu permite să se facă afară. De asemenea, anexată ei este și o viitoare sală de kinetoterapie. Sala de mese îi întâmpină pe toți cu o atmosferă caldă și prietenoasă. Mâncarea pe care o primesc cu oaspeții noștri este pregătită integral în bucătăria noastră, din vegetale alese cu grijă, chiar din producție proprie. N-am uitat de pâinea bună cu maia, coaptă chiar în cuptoarele noastre. Și toate acestea ca să nu-ți lipsească niciun nutrient de care are nevoie organismul tău. Însă, principiul temperanței trebuie aplicat oricât de sănătoase ar fi alimentele. Astfel, noi avem un meniu de prezentare, însă fiecare pacient poate să-și aleagă cât își pune în farfurie. Tot aici, în sala de mese, se desfășoară clasele de gătit. Atelieri în cadrul cărora pacienții au ocazia să învețe și să își însușească noi principii ale gătitului sănătos. Pe parcursul activității mele în cadrul Centrului de Sănătate Dumbrava, am ajuns să consider locul în care vom păși imediat ca fiind cel puțin la fel de important ca și baza de tratament. Numim acest loc sala de conferințe sau capela.
Dacă în baza de tratament oamenilor li se aplică diferite proceduri medicale specifice, aici se oferă informații și motivare. Acesta este locul în care oamenii au posibilitatea să se descopere pe ei înșiși și totodată să-L reîntâlnească pe Dumnezeu. La seminariile medicale de dimineață se prezintă de fiecare dată modul în care funcționează organismul uman și totodată principii de bază pentru menținerea sănătății. În cadrul atelierilor de la ora 17, oamenii au posibilitatea să învețe proceduri simple și practice prin care își pot menține sănătatea. Tot aici, în acest loc, în fiecare seară la ora 19, au loc întâlnirile pentru cuvântul de seară, întâlniri special gândite pentru a veni în întâmpinarea nevoilor spirituale ale fiecărei ființe umane. Concertele de vineri seara sunt un element surpriză pentru majoritatea participanților și totodată sunt un timp de reală sărbătoare pentru noi, personalul Centrului de Sănătate, dar și pentru oaspeții noștri. Și tot aici, în acest loc, la sfârșitul fiecărei săptămâni, se desfășoară întâlnirile de închinare colectivă. Prezentarea Centrului de Sănătate nu ar fi completă dacă ar lipsi curtea, solariile și împrejurimile. Vă mărturisesc că toți suntem recunoscători pentru un spațiu verde atât de generos. Aici, în curte, sau în pădurea și pe dealurile ce ne înconjoară, este practicată una dintre cele mai importante proceduri medicale, plimbarea. Dacă ești unul dintre oaspeții noștri, te poți plimba fie pe inelul mai mic din apropierea clădirilor, fie pe traseul mai mare ale cărui poteci te duc prin Poinița de Pin, pe sub pădure, dar și prin Bătaia Soarelui. În cazul în care obosești, ai posibilitatea să te oprești, să te așezi pe o bancă și să-ți tragi sufletul în timp ce admiri munții ce străjuiesc zona. Văd acest loc ca pe un cuib. Un cuib în care puii, obosiți sau poate chiar răniți, au parte de siguranță, odihnă și o nouă perspectivă. La Centrul de Sănătate Dumbrava îți dezvolți un nivel optim al stării de sănătate din toate perspectivele acesteia. Când ești epuizat, amenințat de boală, gata să renunți, aici vei găsi un loc în care să primești sprijin, direcție și refacere.